La mulți ani, vă spunem, astăzi este ziua ta. Noi am venit cu o frumoasă surpriză. Ce foarte lăsa care să fii. Astăzi am primit o frumoasă vârstă de 22 de anișori. Am adus cu noi o inimioare care face parte din echipa noastră, să fim semanice Iași. Și acest coș bogat cu fructe pentru dumneavoastră. Maria! Și Maria cu floricele speciale pentru dumneavoastră. De la niște persoane foarte dragi. De la cine credeți că este? Stai, o să citesc acest mesaj lung și frumos și vom afla împreună. Astăzi este cea mai colorată zi. Astăzi s-a născut surioara mea mai mică. Cât de uimită este să văd cum ai crescut. Îmi amintesc și acum fiecare moment petrecut împreună. Când ne jucam, râdeam și plângeam împreună. Uneori ne certam, dar imediat după ne împăcam. Îți doresc multă sănătate, multă fericire, dragoste, putere, curaj. Să-ți îndeplinești mereu tot ceea ce îți propui. Țin să-ți mulțumesc pentru tot ce am trăit împreună, pentru toate amintirile ce ni le-am construit. Viața mea nu ar fi fost completă fără tine. Să nu uiți că, indiferent de orice, sunt aici cu tine. Să-mi cer sfatul și ajutorul, oricând. Te iubesc mult. Trandafirii pe care i-ai adunat în cununa vieții tale, lasă-i astăzi să se împletească într-un buchet al împlinirii. Fie ca florile iubirii să-ți împodobească viața, să fii fericită și liniștită sufletește. Noi, toată familia ta, te felicităm de asemenea. Cu multe gânduri bune îți dorim multă sănătate, iubire și fericire. Îți suntem alături, te sprijinim și te iubim necontenit. Ca în cuța sora ta mai mare, nu va fi nimeni în viață. Nu vei duce lipsa de nimic cât ea va trăi. Ține la tine enorm și te vreau pe calea cea mai bună mereu. Așa cum de fel și noi părinții tăi vrem, îți vrem tot binele din lume pentru copiii noștri. Să știi că suntem foarte mândri de tine. Te iubim tare mult și îți urăm ani frumoși lângă Aian și Aiana și a soțului tău Banea. Cu mult drag, sora ta Ancuța, părinții, fratele mai mic Ionuț și Răzvan și de asemenea și cumnatele tale Lidia și Simona. Ți-ți doresc fericire și ani frumoși în familia ta. De asemenea este și Felix și Pamela și sora Andreea și Miruna. Toți îți vor mult bine și îți transmit toate cele mai bune gânduri. La mulți ani și din partea noastră. Uite, aici ai felicitarea cu aceste gânduri frumoase din partea lor. Și dacă ai ceva să-i transmit. Mulțumesc foarte mult. Și te iubesc enorm. Emoționată. Da. Vă surpriză plăcută. Ne bucurăm tare mult. Și vor vedea și cei ce stau în spate acest frumos surprize. Să vă bucurați de cei ce mă înconjoară. Aveți multe persoane în jur. O familie bogată. Și la mulți ani încă o dată, vă spunem. Mă iubești când alții mă ignoră și vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Din toată lumea eu am cea mai bună soră. Sora mea, te port în suflet și în gând și orice ar fi. Eu nu te voi lăsa nici când tu m-ai lăsat. Să mi se întâmple nimic rău. Ce mândru pot să fiu că sunt fratele tău. Sora mea, te port în suflet și în gând și orice ar fi. Eu nu te voi lăsa nici când tu n-ai lăsat. Să mi se întâmple niciun rău. Că îl iubești pe frățiorul tău.
greu pentru necazul meu. Mi-am revenit doar datorită ție și îți promite, frățiorul tău, de-acum vei plânge doar de bucurie. Te poți baza pe frățiorul tău, că nu te voi lăsa pentru nimic. Voi fi cu tine la bine și rău, cum ai fost tu de când eram eu mic. Sora mea, te port în suflet și în gând și orice ar fi, eu nu te voi lăsa nici când. Tu n-ai lăsat să mi se întâmple niciun rău, că îl iubești pe frățiorul tău. Sora mea, te port în suflet și în gând și orice ar fi, eu nu te voi lăsa nici când. Tu n-ai lăsat să mi se întâmple nimic rău, ce mândru pot să fiu că sunt fratele tău. Sora mea, te port în suflet și în gând și orice ar fi, eu nu te voi lăsa nici când. Tu n-ai lăsat să mi se întâmple niciun rău, că îl iubești pe frățiorul tău. Sora mea, te port în suflet și în gând și orice ar fi, eu nu te voi lăsa nici când. Tu n-ai lăsat să mi se întâmple nimic rău, ce mândru pot să fiu că sunt fratele tău.